În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, cu dată fixă și la fiecare an, în ziua de 20 a lunii iulie, sărbătorim și prăznuim pomenirea Sfântului proroc Ilie Tezviteanu, care, în trei cuvinte, ne-a arătat nou model de lucrare duhovnicească, încât a fost luat cu căruță și cai de foc și dus la cer. Nu întâmplător și nu în mod nesemnificativ, ci ca să ne arate nouă, spune învățătura Sfinților Părinți, ce s-ar fi întâmplat cu oamenii de n-ar fi suferit căderea adamică. În momentul în care Adam ar fi păstrat legătura cu Dumnezeu prin lucrare și comunicare la pomul vieții în rai, în momentul în care trebuiau să se nască, se nășteau ca îngerii din cuvânt, cum s-a născut fiul din sânurile tatălui și cum s-a născut fiul din sânurile maicii sub vrem, deci prin cuvânt, iar în momentul în care trebuiau să se mute la cele cerești, deci treceau dintr-o stare îngerească în una mai înaltă, deci erau răpiți la cer ca și îngerii, negustând moartea, pentru că pe atunci moartea nu exista în structura omului, deci care era de sorginte îngerească. Adam cel dintâi a fost om cu suflet viu, dar sufletul lui a murit odată cu neascultarea ei. Acest proroc Ilie ne-a dovedit că ascultarea desăvârșită de Dumnezeu îl învie pe om cu sufletul și îl așează acolo unde este locul, adică în cer, în slava lui Dumnezeu. Și ca să nu vă deranjați, concentrați-vă un pic mai în față, să nu pară biserica că e împrăștiat așa din avion. Strângeți-vă mai grămăjoane. Sfântul Ilie Tezviteanu, după toată învățătura, și cronologică și istorică, este un profet de dinainte de Hristos, din cei 12 profeți mici și 4 mari, 16 de toți, dar în același timp, ce reprezintă Petru pentru întâi ca verhovnic între apostoli, aceea reprezintă și Ilie ca proroc al Vechiului Testament. Și ca să înțelegem acest lucru, trebuie să știm ce este proroc. V-ați învățat și v-ați obișnuit în lumea dumneavoastră cotidiană să căutați proroci. Căutați tot felul de slujitori care să vă spună mai înainte vedere ceea ce vi se întâmplă. Vreți să știți ce va fi mâine. Vreți să știți ce va fi poimâine. Vreți să știți ce va fi la anul. Vreți să știți ce va fi peste câțiva ani. Ei, cine poate vesti acest lucru este proroc. Numai că sunt proroci mari și proroci mici. Ce înseamnă proroci mari? Isaia, care a vestit nașterea Fecioarei fără de sămânță, la 7:14. După aceea, Ieremia, cel care a scris plângerile. După aceea, Ilie, deci cel care s-a ocupat de ce? De îndreptarea învățăturii păgânești și idolești în vremea lui Ahab și Izabela, care ce erau de fapt? Era vorba de un împărat căsătorit cu o feniciancă, care era din neamul păgân și care pe lângă toate îndeletnicirile pe care le avea ca regină, bineînțeles, cum ar fi astăzi o guvernare politică, a înlesnit și construirea unui templu și a unui altar care aducea jertfe zeului Bal. Acest lucru se petrecea cu câteva sute de ani înainte de venirea Mântuitorului. Iar când a venit acest profet, Ilie, ce a făcut? Întâi a mustrat necredința poporului. Deci iată ce fel de profet era. Nu era un profet la întâmplare. În primul rând era un profet pe asceză. Ce înseamnă pe asceză? A trăit în muntele Carmel, a trăit în muntele Horeb, a stat ascuns la pârâul Cherit, a fugit de la fața lui Ahab și Izabela.
s-a suit în munte și s-a rugat și a stat ascuns unde l-au hrănit orbii. Seara îi aduceau carne și dimineața pâine. Și după învățătura patristică a Sfinților Părinți, pâinea era simbolul Euharistiei sau învățătura Sfintei Evangheliei, deci păstrarea dreptei rânduieli, iar carnea era simbolul jertfei, adică a sângelui, a nevoinței. Și de ce? Stătea și mânca, bineînțeles, cu măsură, nu grătar și picant și dulce și cu sos, ci mânca ca un sălbatic, adică ca un ascet. Și unde mai întâlnim asemenea dimensiune ascetică? La Sfântul Ioan Botezătorul, despre care se spune că n-a venit nici mâncând, nici bând, ci încins în haină de blană, încins cu curea, cu încălțăminte, cu sandale în picioare, dar care trăia numai și numai din ce? Din acride, din lăstari, din mere sălbatică, din lăcuste și din tot felul de fructe de pădure. Deci, iată, încă un ascet de săvârșit. De aceea găsim în învățătura Sfintei Biserici scris ce? Acesta vine cu Duhul și cu râvna lui Ilie. Și dacă ne uităm la viața profetului Ilie, vom vedea că de mititel, așa cum spun o parte din scrierile geografice palestiniene, că el s-ar fi tras dintr-o familie preoțească. Ce face să se creadă acest lucru este tocmai ceea ce face el pe munte în momentul când pregătește jertfa, atunci când va tăia pe popii idolești, cei 400 sau 500. Tatăl său, în momentul când el era mic născut, a văzut niște oameni îmbrăcați în alb și pe copil mâncând flăcări și învelit în flăcări de foc. Și atunci unul din acei oameni a grăit și a spus: nu te teme a vedea această vedenie. Acesta este cu râvna și cu puterea și cu para focului împotriva arderii păcatelor. Și într-adevăr, în momentul în care poporul s-a îndrăcit și s-a înrăit și a trecut la închinarea de idol, profetul Ilie a legat cerul cu rugăciunea 3 ani și jumătate. Și dacă vă uitați în rugăciunile de ploaie, spune acolo și arată așa cum în vremea lui Ilie s-a legat cerul și au perit și dobitoacele și păsările și oamenii și pruncii și toate. Deci în felul acesta împăratul s-a înverșunat, s-a înrăit și a zis așa: efectul acestei secete, că așa spune în Scriptură, s-a făcut pământul ca piatra, iar cerul ca arama, deci s-a înroșit de căldura soarelui, deci era vorba de o caniculă puternică, care o vedeți astăzi propovăduită la televizor. Ei, dar gândiți-vă că a ținut 3 ani și jumătate, și în clipa în care împăratul a văzut această urmare a acestei întâmplări și catastrofe, primul lucru care l-a făcut, a făcut acesta. A căutat pe Ilie să se răzbune și a spus așa: el este mijlocitorul acestei catastrofe pentru noi oameni. Deci a încercat să îi răiască pe oameni împotriva profetului. Dar profetul nu s-a lăsat intimidat. S-a ascuns la văduva din Sarepta Sidonului, așa cum i s-a descoperit, pentru că Dumnezeu i-a vorbit. I-a spus să ungă vreo 3 regi la vremea de atunci, pe care i-a și uns. I-a spus să meargă la văduva din Sarepta Sidonului, unde a găsit puțin ulei, un ulcică, puțină făină și puțină apă, deși era o secetă cumplită, dar mare minune, întâmplarea nu s-a potolit sau nu s-a oprit aici, nu s-a terminat aici. Pe parcurs ce era consumat, nu scădea din ulcior. Iar Sfinții Părinți ce tâlcuiesc despre acest lucru? Că este vorba despre unde lemnul mirungerii, despre apa botezului și despre făina euharistică a pâinii sfințite. Iar acea văduvă necăjită despre care este vorba este simbolul curăției și a singurătății și a feciorniciei bisericii. Deci este simbolul ascuns al bisericii Noului Testament. Și spune că Ilie, la un moment dat, când a fost trimis la această văduvă, a fost trimis cu 2 scopuri. 1. Să se înduioșeze și 2. Să vadă suferința poporului. Pentru că el, la un moment dat, a zis așa: Doamne, dă-mi voie să-i pierd pe toți.
Și Dumnezeu i-a spus, nu poți să-i pierzi pe toți. Încă mai sunt vreo 7000 care se închină mie. Și atunci, în momentul în care Ilie n-a înțeles în pornirea lui nervoasă ce vrea Dumnezeu, l-a trimis la această văduvă în Sarepta Sidonului, iar aceasta avea și ea un fiu. Și bineînțeles că văduva l-a pus într-o încurcătură foarte delicată. Îi fi tu proroc? Îi fi de-a lui Dumnezeu? Îi fi ales? Dar nu te sensibilizează cu nimic că din bucata mea de pâine te-am hrănit, că din apa mea ai băut și din unde lemnul meu ai mâncat și nu te-ai uitat cum moare acest copil și Ilie învie pe copil, dar în același timp mustrat de Dumnezeu prin atitudinea față de văduvă, își dă seama de greșeală și atunci descuie cerurile, dar cum le descuie? Se suie în munte, poruncește să vină popii idolești, să facă altarul lor de jertfă, el reclădește, după am spus a sfinților părinți și a scriitorilor din vremea de atunci, un vechi altar distrus iudaic, deci unde se aducea jertfă, pune 12 pietre, simbolul celor 12 apostoli, pune vițelul de jertfă, taie bucățele de carne, ceea ce este simbolul euharistic, pune 4 măsuri de apă peste lemnele și nuielele care erau acolo și întâi îi pune pe acei popi idolești să se roage și în același timp îi ironizează. De unde este Dumnezeu vostru de nu vă ascultă? Poate doarme, poate se odihnește. Și bineînțeles că iritați la culme pentru că jertfa nu a putut fi împlinită. Ce fac? Fac din profetul Ilie un dușman al lor, dar sub ce formă? Pentru faptul că în momentul în care Ilie ridică mâinile la cer și se roagă, focul Duhului Sfânt, adică epicleza liturgică, pentru că este primul liturgist al Vechiului Testament, dacă analizăm jertfa în profunzimea ei, vine și mistuie toată jertfa, și apa, și lemnele, și carnea, și altarul. Iar popii idolești sunt decimați și tăiați până la unul, de aceea vedeți în icoane pe Ilie un fel de iatagan turcesc în mână. În momentul în care Ahab și Izabela află lucrul acesta, devin și mai înverșunați asupra profetului, pentru că spun că e un model de necinstire la adresa Dumnezeului lor și cu moartea cu care au murit popii lor, trebuie să moară și Ilie. Dar se pare că nu va fi așa, pentru că Ilie îndrăznește să înfrute pe împărat și pe împărăteasă și spune așa: așa cum ai omorât tu pe un Nabot, un oarecare agricultor care avea o proprietate de pământ cu o vie și i-ai luat forțat pământul și via și te-ai băgat în sărăcia lui, așa și câinii vor linge sângele vostru în același loc. Și atunci a fugit și s-a ascuns din nou de la fața lui Ahab și Izabela. Dar bineînțeles că nu aceasta este esența, fuga sfinților de păcătoși sau de dușmanilor, pentru că Hristos a fugit în vremea lui Irod din calea prigonitorului, dar nu pentru că se temea. Ilie putea să ridice mâinile la cer și acei prigonitori să se mistuie cu foc, ci a arătat că indiferent cât de sporiți suntem, indiferent cât de mari suntem, trebuie să ne ferim din calea primejdiei și să nu ispitim puterea lui Dumnezeu, așa cum vă spuneam și data trecută, ieri sau alaltă ieri, în momentul în care ispitești pe Domnul Dumnezeu tău, cum a încercat El să ispitească pe Iisus în carantania, aruncă-te că îngeri trebuie să te poarte și spune nu ispiti pe Domnul Dumnezeu tău, așa și noi, indiferent de credință și trăire, nu trebuie să încercăm credința lui Dumnezeu, adică credința, credincioșia lui Dumnezeu față de noi, pentru că Dumnezeu nu suportă aceste iluzionisme, ca să spun așa. Știi, Doamne, fă-mă minune, trăznește-o pe ăla cum a supărat. Doamne, crapă-i capul ăla că s-a băgat cu vaca în iarba mea. Nu face Dumnezeu lucruri de acestea. Acestea sunt lucruri ale cezarului. Aveți legea, aveți amenda, aveți judecățile, aveți judecătorii, aveți avocații, tot ce este pământesc le rezolvați între voi. Porunca mea este ca pe toți care mi-a dat Tatăl să nu pierd pe niciunul. Și una din învățăturile greșite pe care o pot completa azi este și aceasta. Credința
în prorocii mincinoși, repet, credința în prorocii mincinoși și în prorociile false. Și iarăși vă amintesc și pun accentul pe același lucru. Să nu scăpăm din vedere jertfa lui Ilie, ridicarea mâinilor la cer și chemarea Dumnezeului lui Israel, care e Dumnezeu celor vii și a celor morți, a lui Avram, a lui Isaac și a lui Iacob. Să nu scăpăm din vedere puterea Sfintei Liturghii, să nu scăpăm din vedere lucrarea Harului și harismelor din Biserica lui Hristos, în vederea unor întâmplări făcute de mâini omenești. Dacă vreți să facem o asemănare, o putem face astăzi de ziua prorocului Ilie așa. Ceea ce vrea să facă negativ societatea pentru creștini și toată această luptă mentală pe care o ducem noi, vai, să nu vină Satana, să nu vină 666, să nu vină Apocalipsa, să nu vină sfârșitul lumii. Astea sunt inutile minții noastre, deci nu zidesc cu nimic la structura noastră sufletească. A spus în Sfânta Scriptură așa, privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită, privegheați și vă rugați că dacă stăpânul casei ar ști când vine furul, ar priveghea și nu i s-ar sparge casa. Și un alt lucru care l-a spus tot Sfânta Scriptură, dracul umblă ca un leu și caută pe cine să închidă. Deci primul lucru care trebuie să-l avem noi în minte este trezvia. Primul lucru care îl avem noi în minte este împărtășania și spovedania. Primul lucru care îl avem în minte este comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune. Primul lucru care îl avem în minte este comuniunea cu Dumnezeu prin liturghie. Primul lucru care îl avem cu noi, cu Dumnezeu, este comuniunea prin spovedanie și dezlegarea păcatelor. Primul lucru care îl avem noi în comuniune cu Dumnezeu este permanenta convorbire cu El prin dumnezeiasca rugăciune. Deci asta este esența numărul unu care trebuie să troneze între creștini astăzi și nu căutarea prorocilor. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, prorociile au încetat. Semnele și minunile sunt pentru necredincioși. Cea mai mare minune este vederea păcatelor și cea mai mare prorocie este aceasta. Doamne, ajută-mă să mântuiesc sufletul meu. Mântuirea este în particular, viața este de obște. Învățătura evanghelică este de obște, înțelegerea ei este particulară. Și în momentul în care veți înțelege că mestecați hrana greșită a Sfintei Scripturi sau pâinea cea otrăvită despre care a vorbit Satana în muntele Carantania, când i-a zis lui Hristos, fă din pietre pâine. Și Iisus a spus, omul trăiește și cu tot cuvântul lui Dumnezeu, nu numai cu pâine. Deci noi trebuie să căutăm care pâine. Nu pâinea cea moartă pe care o mănânci, ci pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Vi s-a spus la Evanghelia a doua zilei. Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Și de ce spune că s-a coborât din cer? S-a coborât de acolo de unde s-a suit Ilie. Deci ce a făcut de fapt Ilie? A mâncat pâinea cea vie. Dar cum a mâncat-o? În chip gânditor, pentru că n-a avut cum să ajungă în chip vizibil la pomul vieții și nici la Hristos, pentru că El vine din testamentul legii celei vechi. El vine dintr-un legământ care ține de tăierea împrejur și de decalog, ține de legea iudaică, nu mai ține de legea Harului. Și atunci Ilie moare cu acest dor dumnezeiesc de vederea Fiului lui Dumnezeu, al lui Hristos. Și cum îl va vedea? Îl va vedea, dacă altă dată l-a văzut în munte, în adiere de vânt, când i-a prorocit, de data aceasta îl va vedea la tabor cu Moise, unul de o parte și unul de alta, vorbind despre taina mântuirii neamului omenesc. Și bineînțeles că sunt ferm convins că acolo Hristos i-a vorbit și despre semnificația jertfei de pe muntele Carmel atunci când a ucis pe popii idolești și a adus jertfă și a dezlegat cerul să plouă. Un alt lucru care ar trebui să-l știți despre Ilie, la momentul chemării și vestirii răpirii la cer, este la trei regi, la patru regi, la Paralipomena, este multe locuri scrise în Sfânta Scriptură. Ce face? Primește vestea să dea mantia sau cojocul său cui? Ucenicului său să-și lase succesor pe Elisei. Și acest Elisei la rândul său va avea din nou
aceeași misiune ca și Ilie, să ducă mai departe taina prorociei din profet în profet până la momentul plinirii vremii Mântuitorului, când va veni Hristos, profetul și arhiereu cel veșnic. Pentru că în momentul în care Ilie se înalță la cer și este luat în car cu limbi de foc și cai de foc, noi nu mai știm decât un singur lucru scris în Sfânta Scriptură și confirmat în Vechiul Testament, că același Ilie va și veni la a doua venire, la Apocalipsă, deci când va veni Hristos și va propovădui în Ierusalim întronarea Antichristului. Și aici am rămas și v-am subliniat. Să lăsăm prorociile inventate, să lăsăm prorociile confecționate și să ne aducem aminte ce a spus Mântuitorul. Nici Fiul și nici Îngerii nu știu de ceasul acesta, ci numai Tatăl. Deci dacă Tatăl știe când va fi sfârșitul, eu mă duc la ce spune Duhul Sfânt în Psalm și spune acolo categoric. Pliniva căderi, zdrobiva capetele multora. Chemava cerul de sus și pământul de jos să-i aleagă pe aleșii săi. Deci arată categoric și spune și în Apocalipsă că până nu vor suna stăpânitoriile și începătoriile cu trâmbițe de aur și nu se va da semnul Tatălui prin glasul Arhanghelului, nu va fi sfârșitul. Așa că în momentul cum stăm noi aici în biserică, în următorul minut poate să fie sfârșitul, noi nu știm. Dar cum vor sta peste 1000 de ani urmașii noștri în biserică ascultând liturghia, poate să fie și atunci sfârșitul, sau peste 2 sau 3 sau 4000 de ani. Noi nu știm care este clipa și ceasul și de aceea nu trebuie pentru noi creștini să apară 3 semne. Apocalipsa pripită, prorociile lăturalnice și învățătura greșită, adică depărtarea de la dreptul adevăr. Și când vă repet lucrul acesta, mă ancorez încă o dată într-un singur cuvânt. Citiți toată Scriptura de la Amin la Amin și veți vedea că a vorbit profetul Isaia de avioane, de trenuri pe șine. Veți vedea la Ieremia că s-a vorbit de corăbii, de mașini, de tot ce vreți. Dar n-a scris nicăieri în Sfânta Scriptură de lepădarea de credință și de povestea cu cipurile. Iarăși v-am repetat lucrul ăsta, că e legat de prorocii. Și profetul Ilie a venit și a combătut păgânismul, dezmățul, curvia, băutura, mâncarea, fără de legea. Nu s-a legat de viața omului particular. Deci același Ilie care a tăiat popii idolești și a dat imagine apocaliptică pământului, același Ilie care a încuiat cerul și a dat primele semne de apocalipsă, că va fi sfârșitul și lumea plângea și mureau dobitoace și păsări, să n-aveți impresia, eu aici aș vrea să vă conștientizez și închei, să face 12. Trebuie să înțelegeți un lucru, noi vorbim acum la modul trecut, istoric, cum a fost în vremea lui Ilie, dar închipuiți-vă la modul real, că 3 ani și jumătate n-a căzut nici măcar rouă pe pământ. Poate ați prins o săptămână de căldură din aia în care te sufoci și nu mai știi ce să faci. Dai drumul și la apă rece și la aer condiționat, dar închipuiți-vă că nu era apă și aer condiționat. Închipuiți-vă că nu era frigider, că nu se inventase freon. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Ca să aveți o mentalitate despre niște ținuturi, repet, niște ținuturi care în momentul de față, prin așezarea lor geografică, deci în zona unde se petrece toată această epopee cu profetul Ilie, deci acolo este zonă de deșert, acolo nu plouă niciodată, jumătate de an e numai secetă, iar căldura e de la 40 de grade în sus. Și închipuiți-vă că în această imensă căldură, 3 ani și jumătate n-a dat un strop de apă și un strop de rouă. Așa să vedeți imaginea acestui profet, nu? Să nu-i privim imaginea ca pe un science fiction. Am mai văzut un avatar, știi? Cum au inventat acum românii tot felul de prostii și de filme paranoice în care se uită prostimea și vai de mine și de mine. Nu era povești cu căpcăuni, nu era povești cu dinozauri, nu era povești cu împușcături și cu tancuri. Era vorba de lume muritoare de foame și de sete care se prăjea de căldura soarelui și a pământului.
Și totuși în această încercare ca plângere lui Faraon, împăratul Ahab și Izabela nu cedau. Aveau acea încăpățânare că ei trebuie să aducă jertfă idolilor lor și ei trebuie să jertfească mai departe. Iar Ilie a dat semnul Dumnezeului celui adevărat când foarte multă lume s-a întors la adevărata și la dreapta rânduială a credinței iudaice din vremea de atunci. Deci a Dumnezeului Savaot. Și de ce vă spun toate lucrurile astea? Ca să înțelegeți că între apocalipsa creată de Ilie prin 3 ani și jumătate de lipsă de apă pe pământ și poveștile de acum cu frigiderul plin de carne, cu mașină străină, cu dulapuri pline de haine, cu bani la cec, cu muncă în străinătate, cu figuri în cap, cu zgârdițe, cu lănțișoare, cu viață frumoasă, cu trai boieresc, că suntem necăjiți, nimeni nu contestă. Dar lumea știe să se respecte când e vorba de sine. Ei, în aceste condiții puierile, care n-au nimic de-a face cu o lumânare aprinsă, cu o psaltire citită cu pâine și apă, cu niște posturi infinite, cu plecări de genunchi, cu privegheri, cu nevoință, cu nedormit noaptea, cu bătut mătănii, cu citit acatistierul, nici vorbă. Plin de figurații pe noi și plin de impresii pe noi, venim fiecare și ne dăm cu presupusul despre sfârșitul lumii și despre ce vrea să facă Dumnezeu din Apocalipsă. Noi trebuie pentru Apocalipsă să avem o singură frază, n-am auzit-o de la mine, ci luată și ea de la alții. Să muncești ca și cum ai trăi 1000 de ani și să te rogi ca și cum ai muri mâine. Deci vedeți cât de intensă trebuie să fie rugăciunea? Dacă ai ști că mâine dimineață te sfârșești, nu faci toată noaptea rugăciuni, că ai vrea să te întâlnești cu Hristos. Ei, dar de muncit să muncești, nu ne punem pe urechi, gata, vine Apocalipsa, vând cai, vând vaca, vând pământul, trec de acum la lâncezit cu Scriptura în mână și de la aștepta sfârșitul lumii. Nu, dragă! Sfârșitul te poate lua venind cu găleata cu apă, caz din picioare. Sfârșitul te poate lua trecând neatent linia de tramvai cu mașina peste tine. Te poate lua pe trecerea de pietoni. Mai avem o nenorocită de inimă în noi care se hrănește din oxigenul lui Dumnezeu. Și dacă o singură clipă, o bătaie greșită, se cheamă fibrilație, iar la următoarea bătaie se cheamă palpitație, iar la a treia se cheamă infarct. Deci, v-ați spus vreodată întrebarea că cel mai sensibil organ din noi ascunde în el sufletul și acela inima? Dacă în clipa asta se oprește inima din noi, cu ce ne impresionează pe noi Apocalipsa și poveștile cu chip? Cu nimic. Deci noi trebuie să fim permanent pregătiți, privegheați și vă rugați că nu știți vremea și ceasul când puteți cădea în ispită, să fim întotdeauna în trezvie și luare minte, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta și să avem puterea când ridicăm cu adevărat mâinile, să fim atât de convingători față de Dumnezeu, încât numai cât am ridicat mâinile și Dumnezeu să asculte rugăciunea. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Era un pusnic în pateric și mereu am minte la povestioara aia, că e legată de ploaie. Ați văzut, Sfântul și-a respectat porunca. Știind că astăzi e ziua lui, a dat câțiva strop de binecuvântare. Și mai dă și mâine și poi mâine, că a zis să fie 3 ani de sește, 3 zile de ploaie. Și în momentul în care a venit o secetă mare, tot soborul și norodul a ieșit să facă rugăciuni de ploaie. Dar cineva și-a adus aminte de acest pusnic și a zis: noi cunoaștem un pusnic îmbunătățit, dar ne băga de nimeni seamă undeva într-o râpă, într-un colț de peșteră. Și că mergeți la el să vedeți ce vă va spune. Și s-au dus câțiva creștini evlavioși la el și a spus: părinte, nu ne plouă, murim de foame. Da, ați făcut rugăciuni de ploaie? Da, și cu moaște, și cu icoane, și cu sobor, și cu, mă rog, tot ritualul. Și a plouat? N-a plouat, părinte. Of, 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 măi, nici asta nu mai știți. Și a ieșit bătrânul, s-a pus în genunchi, a ridicat mâinile la cer și a zis: Doamne, dacă Ilie a strigat și ai dezlegat cerul, nu ți este ție cu putința asta? Și au început să curgă stropii. Și a zis: uite, așa trebuie să vă rugați. Nu borborosiți multe ca păgânii și o faceți pe aștiutorii,
și pe mari rugători și pe mari mistici, că avem și babe mistice, au vedenii, au vise, au arătări, au descoperiri, au prorocii, avem și bărbați mistici, avem și copii mistici și femei mistice. Dragă, aceasta e o taină a sufletului pe care o știi tu cu duhovnicul și cu Dumnezeu. Tot ce e la iveală și tot ce e la vedere și ce e cu laudă și cu impresii și cu fuste lungi și cu batice lungi și cu aceste vocabulare pietiste, vai, măicuța Domnului și Maica Domnului și Domnul Iisus, astea sunt fariseisme. Nu stați în piețe cu stafilactile lungi și vă zmeriți fețele și le spoiți când vă rugați, să vadă lumea că vă rugați. Când postești și te rogi, spală fața ta și unge capul tău. Auzi ce frumos spune în Sfânta Scriptură. Deci să fim veseli, să fim treji, să fim tari, să fim sfinți, așa spune Apostolul. Deci să dăm dovadă nu de pietate, ci să dăm dovadă de sobrietate. Deci, actul nostru final, numărul unu în viața de creștin, este comuniunea permanentă cu Dumnezeu, care se face prin rugă, prin împărtășanie și prin permanentizarea Sfintei Liturghii. Cine nu vine la liturghie, nu are comuniune cu Dumnezeu. Afară de Hristos nu există mântuire. Scurt, nu vă trebuie mie de explicații. Iar cine ține rânduiala aceasta, nu are să teme nici de ploaie, nici de secetă. Iar despre prorocii, spune tot Apostolul Pavel, de a ști toate limbile pământului, de a-și cunoaște toate tainele, morții de a-și învia, în toate limbile de a-și vorbi și toate tainele le-a ști, dacă nu am dragoste, nimic nu sunt. Chimval răsunător și aramă răsunătoare. Deci ultima virtute care trebuie să o cucerim în noi înșine și cea mai importantă este aceasta. Să împrumutăm din cojocul lui Ilie ce? Smerenia rugăciunii, smerenia înfrânării, smerenia simplității, a trăit la râul Cherit și a băut apă din el, aproape undeva vine pe acolo, pe la Valea Hozevei, pe unde Ioan Iacob Hozevitul. Și mai mult decât atât, deci chiar deasupra bisericii Ioan Iacob Hozevitul este peștera Sfântului Ilie. Și mai mult decât atât, să avem întotdeauna ce? Nădejdea lui Elisei. Părinte, 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 carul și căruța cu cai de foc, dă-mi mie darul tău și-i aruncat cu jocul. Să cerem de la Dumnezeu când ne împărtășim odată cu împărtășania să vină ce? Harul Duhului Sfânt. Ca atunci când vom lovi cu toiagul sau cu cojocul, să se despartă marea păcatelor în două și noi să trecem pe uscatul virtuților. Amin. Să-l-a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 -l-